Dragi prieteni, Hristos a înviat. Iată că la 3 zile după ce tot poporul român ortodox a sărbătorit învierea Domnului și a petrecut fiecare om, așa cum a știut mai bine și alături de cei dragi, TV Giurgiu, prin emisiunea noastră, dorește să continue seria evenimentelor frumoase din viața noastră, prilejuite de învierea Domnului, și să vă oferim, ca de obicei, în fiecare seară de miercuri, cântece frumoase de la artiști frumoși, de la artiști consacrați din cântecul popular românesc. Și în această seară avem bucuria să ne întâlnim cu două mari artiste din cântecul popular românesc, care au răspuns cu foarte multă promptitudine invitației mele de a poposi, chiar dacă sunt pentru prima dată la noi în emisiune, dar au venit cu mare drag. Au venit cu cântece frumoase pentru noi, au venit de la 200 de kilometri de Giurgiu, au venit din inima Argeșului, mai bine zis de la Pitești, două interprete profesioniste în ale cântecului popular românesc, pe care fiecare dintre dumneavoastră ați avut bucuria să le ascultați la posturile de radio sau la posturile naționale de televiziune în emisiuni cu caracter de folclor. Să nu vă mai prelungesc prea mult așteptarea, dați-mi voie, dragi prieteni, ca în numele dumneavoastră să le zic bine au venit la Giurgiu și Hristos a înviat iubitelor noastre prietene Aurelia Pistuleasa și Marinela Cenușe. Să rămână Hristos a înviat și bine adevărat, ați venit la TV Giurgiu. Adevărat a înviat, domnul Clement, adevărat a înviat tuturor telespectatorilor dumneavoastră și sunt convinsă că aveți un public larg care vă urmărește. Mă bucur că v-ați gândit la noi în această săptămână luminată a Paștelui, a Sfintelor Sărbători Pascale și o să încercăm prin repertoriul nostru să mulțumim fiecare persoană să se regăsească în textele cântecelor noastre. Ce pot să le doresc decât multă sănătate tuturor și Dumnezeu să le arate calea cea bună, calea cu multă dăruire și cu multă pace în suflet, fără dușmănie și să fim cât mai aproape unul de celălalt. Doamna Marilena? Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație și salut și eu toți giurgiuvenii, pentru că am... Și nu numai, pentru că emisiunea noastră se vede în mai multe județe ale țării. Îi salut pe toți și le transmit și eu la fel să aibă un an mai bun, să fim sănătoși, să ne vedem cu bine de fiecare dată și, bineînțeles, toți prietenii mei din Giurgiu au fost anunțați că astăzi sunt aici prezente, deși vin de departe, sper să urmărească emisiunea și le dedic absolut toate cântecele mele. Cum vi s-a părut, eu știu, orașul nostru, de când ați intrat și până aici la TV Giurgiu? Este pentru prima dată când vin în acest oraș. Este un oraș micuț, dar foarte curat. Mi-a plăcut, în general mi-a plăcut. Îmi place și acest studio superb. Îmi place aranjamentul dumneavoastră. Chiar la nicio televiziune n-am văzut atâta îngrijire cum aveți dumneavoastră și atâta stăruință față de rodul pământului și tot ceea ce poate produce românul nostru din mâinile lui harnice. Marilena? Eu fiind de mai mult timp pe aici prin Giurgiu, adică am mai fost la evenimente și am cunoscut oameni de aici din Giurgiu, pot să spun că m-am bucurat de o primire foarte caldă din partea tuturor și din partea dumneavoastră de asemenea și vă mulțumim. Și pot să spun că îmi place foarte mult, de câte ori vin cu mare drag. Sunt oameni deosebiți care știu să respecte muzica populară, folclorul, artiștii în general. Dragi prieteni, aș vrea să vă mărturisesc un lucru pe care l-am constatat și vreau să vi-l transmit. Mă uit la cele două artiste venite în această seară în emisiunea noastră și sunt plăcut impresionat, pentru că în dreapta mea, doamna Aurelia Pistuleasa, este o soacră cu 3 nurori, mamă la 3 băieți, bineînțeles, și 4 nepoți. Iar Marilena, deși pare
avea în jur de 20 de ani, i-a aflat, dragi prieteni, care un flăcău mai mare de 20 de ani, care le-a fost pilot de la Pitești până la Giurgiu, care le-a adus ca gândul și ca vântul, da, cu o oră jumătate înainte de ora stabilită, dar un artist care se respectă și respectă telespectatorii, vine cu mult timp înainte pentru a-și pregăti costumul, repertoriul, coafiura, machiajul și așa mai departe. Sunt bucuros că am la dreapta mea acești doi oameni minunați, de aceea aș vrea că o să mai discutăm cu dâns și să-i dăm drumul cântecului, motiv pentru care o invit pe doamna Aurelia Pistuleasa să pregătească de cântat. Cu tot dragul. Iar pe dumneavoastră, dragi prieteni, vă invit ca la cele două numere de telefon afișate pe ecran, la unul să intrați în direct cu invitatele mele, așa cum știți și v-ați obișnuit, iar la celălalt să trimiteți mesaje celor dragi din viața dumneavoastră, să ne certați, să ne lăudați, să... eu știu, să ne sugerați idei de viitor. Până când dumneavoastră vă faceți cura să trimiteți mesaje sau telefonul, să-l formați pentru a ne suna, îi dăm drumul cântecului din Argeș, cântecului de petrecere, cu Aurelia Pistuleasa. Să-și avea inima voioasă.
la căpăt îi mă. Crescuși doi băieși o fată și a inima-n păcată. Ne-ai crescut, ne-ai ocrotit, am plecat, te-am părăsit și-ai rămas doar cu tata să-ți petreci bătrânețea mă. Atunci când făcuși fetiță, te-ai chinuit, m-ai crescut, dar că mă pierzi n-ai crezut, mă. Atunci când m-am măritat, eu departe am plecat, să am și eu ce-mi doresc, copilașii să-mi cresc, mă. Făcui trei copii pe lume. Am acum trei băieței, ce mi-s dragi ca ochii mei, mă. N-am avut și eu o fată, să am inima împăcată, dar fete mi-aduc băieții și am împlinirea vieții. Eu te rog, măicuța mea, te rog, nu te supăra, măi, că aș-ai da pina la fată să plece la altă casă. Nu știu soartă-i sau noroc, să nu trăim la un loc, să te ajut, măicuța mea, atunci când nu-i mai putea, măi. Da, cântece de la sufletul Aureliei Pistuleasa pentru noi, cei așa care iubim este cântecul popular românesc, cântece în care artista Aurelia Pistuleasa își aduce aminte de locurile natale, precum și un cântec dedicat cele mai dragi ființe din viața noastră, mama. Așa este. Vă invit, dragi prieteni, să ne trimiteți mesaje, să ne sunați și iată că primul mesaj a și sosit. Bună seara, domnule Clement! Doresc ca toată mapa muzicală din această seară să o dedic părinților mei, Petre și Mița Piperea, fratelui meu, Florin, finilor Florin și Florica, îngerașului lor cel mic, Vlăduț, verișoarei mele din localitatea Vedea, Mioara Mone, soțului ei, Angheluță, cât și tuturor consătenilor mei din localitatea Gogoșari. Vă mulțumesc, Mariana Piperea, și noi vă mulțumim, doamnă, pentru mesaj. Iată că avem și un prim telefon. Alo, bună seara! Hristos a înviat! Domnul Clement, bună seara, frumoasele și iubitele mele, prietene! Bună seara! În sfârșit, sunt alături de voi, tot timpul, prima de sunteți voi, sunt și eu. Da, spuneți-ne cine sunteți, doamnă! Sunt Dorița Popa de la Băureni. A, să rog mâna, Hristos a înviat! Adevărat, în viață sunt complicul dumneavoastră. Așa este. Noi am vorbit astăzi pe Facebook, dar n-am vrut să divulg faptul că dumneavoastră veți intra în direct și veți crea o stare emoțională celor două artiste. Da, ele știu că unde sunt ele, sunt și eu după ele, le respect și le iubesc foarte mult. Sunt două prietene minunate pe care eu, pentru mine, sunt ca Marilela, este ca și fica mea și doamna Sustuleasa este ca o soră pentru mine. Așa este, pentru că suntem de vârste apropiate. Vă mulțumim din suflet, să rămână mult și vă mulțumim că de fiecare dată ne urmăriți pe internet chiar și sunteți alături de noi. Contează foarte mult sprijinul dumneavoastră și vă mulțumim încă o dată. Cum
mare drag, Mari, și știi bine că eu te iubesc foarte mult și te respect și vom fi mereu împreună. Și eu la fel vă mulțumesc, vă și pup, eu vă Doamne ajută. Rămâne să ne vedem, știți când. Da, nu mai e mult. Nu mai e. Voi fi alături de acolo. Da. Mulțumim de telefon, doamnă. Vă mulțumim, doamne, de telefon, doamna Teodora, și rămâneți alături de noi și bucurați-vă încă o dată în plus de prezența celor două mari voci ale cântecului popular românesc, Aurelia Pistuleasa și Marlena Cenușe. Așa cum spuneați dumneavoastră că venim de la Pitești, eu am ținut cu tot interesul să încep această emisiune cu Măineicuță din Pitești, pentru că de acolo vin. Era și normal să fie așa. Spuneați tot dumneavoastră la început emisiunii că ați rămas plăcut impresionată de platoul nostru. Vreau să vă spun că la realizarea acestui decor avem alături de noi un prieten deosebit. Este vorba de domnul Adrian Cândea de la Brutăria Câinilă, care în fiecare seară de miercuri ne trimite produse de panificație ecologice ca masa noastră să fie îmbelșugată și să miroasă pâine caldă din vetrele țăranilor români. Chiar miroase superb când intrăm aici în studioul dumneavoastră. Mirosul de pâine chiar ne face pupilele salivare, chiar să salivăm. Vreau să vă spun și dumneavoastră, am mai spus-o și îmi place să o spun încă o dată, domnul Adrian Cândea în Săptămâna Mare a Paștelui împreună cu un grup de prieteni din București au mers la căminele de copii și în jur de 200 de copii între 0 și 18 ani au fost îmbrăcați, încălțați și li s-au oferit pungi cu produse specifice sărbătorilor de Paște pentru cei cărora, din păcate, viața le-a fost mai vitregă și posibilitățile financiare foarte reduse. Un lucru extraordinar. Adrian s-a supărat pe mine că de ce am spus acest lucru telespectatorilor, merită. Însă merită. Merită. Da? Pentru că nu oricine poate să facă acest gest, iar dumnealui vine din pătura de oameni gospodari, aș putea și să spun. El a plecat de jos ca tânăr. Și din puținul dumnealui s-a gândit și la sufletele acelea chinuite. Iar ca să nu vorbim de persoane care nu le mai știe numărul banilor și nu fac aceste gesturi așa frumoase. Așa este. Îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru Giurgiu. Dumnezeu Adrian să-i ajute. Cândea. Și să rămâi alături de emisiunea noastră și să ne mai trimiți produse, că ai mână bună. Artiștii noștri sunt foarte încântați, operatorii la fel, pentru că după ce se termină emisiunea, Adrian, trebuie să spun și fetelor de la tine, de la brutărie, că așa de bune sunt încât nu mai rămâne nimic. Nu mai rămâne. Cred că nici din astea nu o să mai rămân mult. Mai avem lucru. Prieteni și vreau să salut pe doamna Petronela Sândulescu, să-i mulțumim pentru cafeaua delicioasă dinaintea emisiunii noastre. Mulțumim și noi vă mulțumim. Iar pe masă aveți câte un buchet de flori de la Florăria Lili, respectiv mulțumim din suflet. Aura și Nuțile Ceanu, care mulțumim. Se bucură de fiecare dată când se uită la televizor și au bucuria să se întâlnească cu vocile de aur ale cântecului popular românesc. Mai vorbim, mai așteptăm telefoane, mai așteptăm mesaje, invit și pe Marlena Cenușe să pregătească de cântat. Iar dumneavoastră, dragi prieteni, vreau să vă mai spun o poveste adevărată. În sfârșit, Săptămâna Mare, am reușit ca vineri să merg la Biserica de Lemn din curtea Spitalului Județean, unde l-am cântat pe Iisus așa cât m-am priceput eu de bine, alături de masa de oameni care a participat la acest eveniment important din viața noastră a românilor. Însă, la momentul când ar fi trebuit să ocolim Sfânta de Biserică, Părintele Neacșu m-a desemnat să port crucea cu Iisus Hristos răstignit pe ea. Deși era foarte grea, vă spun din tot sufletul că simțeam la un moment dat că în brațe n-am decât un fulg. Și mulțumesc Părintelui pentru că am simțit căldura lui Dumnezeu în sufletul meu, așa cum și ceilalți bărbați care au purtat pe sfinți în ocolirea Sfintei Biserici,
și de atunci simt că am sufletul mai curat. Mă simt parcă mai bine din punct de vedere sănătos. Mă simt mai bine când mă întâlnesc cu oamenii și parcă transmit din bucuria acestui lucru. Sărut mâna, părinte, vă mulțumesc și vă prețuiesc așa cum o fac foarte mulți dintre giurgiuvenii care calcă pragul Sfintei Biserici din curtea Spitalului Județean. În dar pentru dumneavoastră, în dar pentru toți telespectatorii, primele două piese cu Marlena Cenușe. Dimineața și în oglindă mă privesc, văd cum trece
sunt fericit. Cântece de viață, cântece inspirate din viața noastră cotidiană, primele două piese aduse de îndrăgita interpreta cântecului popular românesc, Marlena Cenușă. Aș vrea să vă întreb de costumele astea minunate pe care le purtați fiecare dintre domniile voastre. Doamna Aurelia? Ce pot să spun? Eu nu-mi permit să merg la o televiziune fără un costum autentic. Adevărat că pe la filmări mai merg și stilizate, așa. Dar atunci când merg la o emisiune în direct în fața telespectatorilor, nu pot, ca o solistă profesionistă ce sunt, să apar în orice costum și oricum. Țin foarte mult la autenticitate și m-a și caracterizat acest lucru atât prin cântece, cât și prin... Continuăm discuția după ce intrăm în legătură telefonică directă cu un alt telespectator. Alo, bună seara, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Bună seara, sunt Reta. Să rămână Reta. Reta Baltag, o solistă de muzică populară de aici de la noi. Da? Această emisiune. Vreau să vă salut solistele dumneavoastră, invitatele dumneavoastră. Și eu te salut. Da, mă bucur că ați venit în orașul nostru. Sunteți niște frumoase. Apreciez foarte mult și îmi place foarte mult costumele dumneavoastră, sunt autentice. De altfel și repertorul. Și fiind în brașa meseriei, nu puteam, n-am avut stare. Cum să nu dau telefon să-mi salut colegii de cântec, nu? Sigur că da, mulțumesc. Mulțumesc. Ce fac doamnele? Cum a petrecut sărbătorile de Paște? Reta, asta era următoarea întrebare, mi-a dat înainte. Da? Iubita mea, ca de sărbători, cu tot felul de pregătiri, da, cu mersul la înviere, cu ciocnitul ouălelor, cu stufatul, cu mielul, cu drobul și așa mai departe.
cu cozonaci, am făcut cozonaci, am făcut pască, eu cel puțin mi le fac în casă. Pentru că am o familie numeroasă, așa cum spunea și domnul Clement, 3 băieți, 3 nurori, 4 nepoți. Să vă trăiască, domnul, să vă bucurați. Mulțumesc, Reta, mulțumesc. Spuneați mai devreme că veniți de la Pitești, nu? Așa este, sigur că da. Sigur o cunoașteți și pe Daniela Cernea. Ei, ea colaborează cu noi foarte mult. Cum să nu, cum să nu, la sigur că da. Da. Reta, îmi dai voie să le povestesc, dar după ce închis tu telefonul, doamnelor și telespectatorilor, de filmarea de la Favorit? Da. Mă lași, da? Da. Mulțumesc, știi la ce mă refer. Câteodată sunt aeriană, așa că recunosc. Așa și trebuie să fim. Așa și trebuie să fim. Noi trebuie să fim oamenii care să facem telespectatorii să uite de problemele de fiecare zi, de problemele grele. Să le mai alinăm sufletele cu zâmbete, cu cântece. Mai glumim, mai... Sigur că da, sigur. Mulțumim de telefon, Reta, rămâi alături de noi. Vreau să le felicit pe doamne. Mulțumim. Mă bucur că a venit în orașul nostru și sper să ne întâlnim. Să dea Dumnezeu. Și la televiziune, nu știu, să stăm de vorbă față în față. Să dea Dumnezeu, să ne mai întâlnim. Să ne succes în continuare și toate cele bune. Mulțumesc, Reta, te pup. Să ai zile frumoase, să te bucuri de nepoatele tale, de noră, de fiul tău. Vreau să vă spun că în urmă cu ceva ani de zile eram la o filmare, la o emisiune în direct la Favorit. Și la un moment, era imediat după Paște, așa cum suntem noi acum. Și moderatoarea emisiunii mă întreabă pe Reta Balta, când mi-a venit rândul a cântat, cum a sărbătorit Paștele. Și ca fiecare femeie, ca fiecare gospodină, în bucătărie am pregătit calta voș, sarma. Bineînțeles că toată lumea a început să râdă. Dar inspirat a fost Geta Apostolache, care s-a răspuns de la masă unde era, zice, lasă-mă mică, n-are nimic, fiecare om face de Paște ce simte că îi place mai mult. Reta făcând confuzie între drum și cataboș. Păi să știți, compoziția este cam la fel și modul de preparare, doar că diferă carne. Așa este cam la fel. Da, spuneți mai departe de costumul dumneavoastră, doamna Aurelia. Am foarte multe costume, domnul Clement, și aproape toate autentice. N-am cumpărat niciun costum. Bine, că și în activitatea mea de peste 47 de ani, vă dați seama că am avut posibilitate să primesc de la oameni dragi, de la țărâncile care m-au iubit acolo unde eu am cântat nunți grele, cum se cântau înainte, nunțile de 3 zile de sâmbătă, de la ora 12 ajungeam în curte și mai plecam marți dimineață. Se obișnuiau și câinii cu noi. Așa că... și de pe acolo, de prin satele pe unde mi-au umblat mie picioarele și cânte cu drag, am căpătat aceste, sau am primit aceste costume care le prețuiesc și țin la ele ca și la copiii mei. Ce bine ar fi câte costume populare aveți, să aveți și hâini de blană. Așa este, și să știți că dintre toate televiziunile, că avem câteva televiziuni în Pitești, n-a binevoit nimeni să vină să-mi facă un medalion. În schimb, o televiziune din Craiova, nu știu dacă pot să-i spun numele, televiziunea Universitatea Teleu Craiova, se numește, cu domnișoara Carmina, și îi mulțumesc din tot sufletul, printr-un telefon, văzându-mă pe la mai multe televiziuni cu costume diferite de fiecare dată, am primit un telefon, dacă accept să-mi facă un medalion. Și a venit acasă și mi-a făcut filmare, nu vă spun, făcusem o sufrageria, un adevărat muzeu pe perete, mi le-am pus pe toate, pe umerașe, ca și când ar fi un om îmbrăcat în costume. A rămas acea realizatoare chiar încântată de costumele mele, nu foarte multe, că acum nu pot să spun că am 100 de costume, dar câte am sunt de valoare. Doamna Marilena? Da, eu o invidiez un pic aici pe doamna Aurelia. Și eu sunt o mare iubitoare de costume și colecționez de unde apuc și cine are să-mi dea, primesc cu mare drag.
le mai recondiționez un pic, mai pun acolo unde sunt. Rita Baltag recondiționează foarte bine. Și eu recondiționez. Și chiar le mulțumesc celor care au avut încredere în mine și mi-au înmânat costum popular pentru a-l purta cu drag și credeți-mă că pentru mine este mult mai valoros decât orice altă rochie și orice rochie de ocazie. Țin foarte mult la ele, mi se pare că mă reprezintă la orice eveniment și ca personalitate și da. Țin foarte mult de eticheta asta de costumul popular pentru ceea ce cânt eu și pentru faptul că sunt la început de carieră. Mă mai ajută un pic doamna Aurelia cu sfaturile, cu asortatul costumelor și mulțumesc din suflet pentru că mă ajută și mă susține la în acest domeniu. Doamna Aurelia, mai faceți încă doi pași la dreapta, pregătiți-vă să cântați, cu tot dragul, să nu rămânem în urmă cu programarea pieselor, pentru că vrem mai mult să ne bucurăm ascultându-vă decât să vorbim. Iar pe dumneavoastră, dragi prieteni, vă invit în continuare să ne trimiteți mesaje, să ne sunați, să intrați în direct cu cele două doamne care au poposit astăzi seară la Giurgiu, să ne bucure sufletele. Și dacă domniile lor au costume în garderobă, am și eu o cămașă de la Constantin Măgureanu, o să spun un an de zile în fiecare seară de miercuri, pentru că a fost singurul care s-a oferit să rupă din garderobă o cămașă, ia puțin cam mică, dar merge. Așadar, pentru Constantin Măgureanu, pentru toți prietenii noștri ai televiziunii noastre, alte două piese cu Aurelia. Vreau să știu că sunteți bine și să vă iubiți ca
ce mult m-am rugat, băiatul când s-a însurat. Să-i dai, Doamne, siguranță, dragi prieteni, că peste 100 de ani nu vom uita de costumele și repertoriul Aureliei Tistuleasa, dar până atunci domnia sa mai are multe să ne spună prin cântec nouă iubitorilor. Acest cântec vi-l dedic și dumneavoastră cu nepoții, pentru că știu că aveți nepoți frumoși și iubiți. De acolo, de pe Facebook, m-am identificat. Am primit mesaje de la dumneavoastră, dragi prieteni, din partea mea, Buzea Nicolae, pentru toată comuna Malu, toate cântecele din această seară. Din partea mea, Florentin, pentru mama mea, Daniela Steriana, căreia îi doresc multă sănătate și bucurii și o rog să mă mai ierte dacă uneori am mai greșit. Sigur că da, mamele uită... Sunt primele care iartă. Și uită greșeala copiilor. Bună seara, dedic toată mapa muzicală din această seară familiei mele și nu în ultimul rând familiei Rădulescu, familiei Andreea Stroiescu din Vedea. Bună seara, domnul Clement, doresc să dedic aceste melodii cu doamna Aurelia, în special mamei mele Constanța, soțului Adrian, copiilor Denisa, Alexandru, surorii
Mădălina cumnatului Cornel, nepotului Eduard, mătușei Paula și unchiului Florea, din partea lui Raluca Buraga. Pentru toți cu mare drag, cu mare drag. Aș vrea să vorbim mai puțin. Sigur. Să cântăm mai mult. Sigur că da. Pentru că ne apropiem de jumătatea emisiunii și n-am putut să oferim până acum mare lucru din ce ne-am propus noi să le dăruim în săptămâna luminată a Sfintei Sărbători pe care am petrecut-o împreună. Am fost foarte atent la cele 6 piese interpretate până acum și am constatat că la amândouă aveți acompaniamentul cu instrumente tradiționale, motiv pentru care din suflet vă felicit, pentru că nu faceți rabat nici de la costum, nici de la text, dar mai ales de la acompaniamentul pieselor pe care le-ați imprimat în radio. Chiar dacă ca să faci un CD costă destul de mult, dar ca să poți să pătrunzi pe acest drum al muzicii populare alături de soliștii remarcați, consacrați, nu poți să faci altceva decât să-ți iei de la gură, cum se zice, din popor și să faci un CD așa cum se cade, să apari în fața publicului telespectator, pentru că altfel telespectatorii te taxează. Sunt cei care ne urcă și ne și coboară la un moment dat. Și dacă nu-i oferi calitate, cu siguranță uită repede de tine. Așa este, așa este. Punctul de vedere al Marlenei? Da, eu ce să vă spun, m-am bucurat foarte mult că am reușit să imprim câteva melodii și cu un dirijor foarte bun de la noi, dirijorul de la Doina Argeșului, Virgil Iordache, și îi mulțumesc pe această cale de fiecare dată. Am să îl prezint pentru că știu că este un maestru al muzicii populare și a preluat dirijoratul de la un alt mare dirijor marinic. Da, Mihalcea. La noi în zonă, acum fiind eu fiind mai tânără și mai vine așa un pic cu pași mai înceți așa, mai în puțină ceață, pentru că e greu să, cum spunea și doamna Aurelia, să reușești să ajungi la un nivel și să cânti într-o televiziune sau alături de soliști consacrați dacă nu ai o ținută, un repertoriu foarte bun, o orchestrație bună a pieselor. Este foarte greu și, normal, invitațiile în emisiuni, asta spune totul despre un artist. Nu vă spun o noutate, îi păcălești, cum se zice, prima dată, dar după aia... Da, așa este, a doua oară numai. E adevărat. Și promovarea, să știți că se face, zic eu, destul de greu, pentru că trebuie să ții pasul cu tot ce se întâmplă în cursul emisiunilor și al colegilor de cântec, pentru că așa cum ești primit într-o televiziune, contează foarte mult, ceea ce rămâne după ce noi plecăm de aici... contează impresia foarte mult. Cel mai mult contează. Cel mai mult. Cel mai mult. Să contează. Vedem ce impresie ne faceți, doamna Marlena. Pregătiți-vă de cântat alte două piese. Eu mai citesc între timp un ultim mesaj care mă emoționează. Bună seara și Hristos a înviat. Domnule Clement, doresc să dedic un cântec frumos din această seară în memoria fostului coleg al dumneavoastră, comisarul șef Traian Bădulescu, care împlinește un an de când nu mai este printre noi. Dumnezeu să-l odihnească, Dumnezeu să-l ierte și cu siguranță că acolo, în cer, unde se află printre îngeri, el rămâne mai atent la prietenia pe care a avut-o cu noi, colegii, prietenii, rudele sale, și îl asigurăm că nu-l vom uita niciodată. La fel cum nici pe Nicușor Similea, plecat ieri la cele veșnice, nu o să-l uităm. Dar vorbele sunt prea puține, sunt sărace, ca să poți să vorbești despre niște oameni care și-au lăsat amprenta în activitatea profesională de la Poliția de Frontieră, respectiv de la Poliția Națională, așa cum au fost cei doi dispăruți, colonelul Traian Bădulescu și Nicușor Similea. Dumnezeu să vă așeze la dreapta lui și să vă odihnească sufletele curate, cum numai Dumnezeu știe mai bine. În memoria voastră, colegilor, în memoria celor care au plecat cu ani mulți în urmă, alte două cântece cu Marilena Cenușă.
ceartă surori cu frați, se ceartă, se dușmănesc, anii întregi nu-și vorbesc. Pentru banii blestemați se ceartă surori cu frați, se ceartă, se dușmănesc, anii întregi nu-și vorbesc. Banii, banii de n-ar fi, frații nu s-ar dușmăni. O hârtie blestemată schimbă omul dintr-o dată. Banii, banii de n-ar fi, frații nu s-ar dușmăni. O hârtie blestemată schimbă omul dintr-o dată. Și ai ce vrei de la viață. Cu bani cumperi prietenii și schimbi totul într-o zi. Banii, banii de n-ar fi, frații nu s-ar dușmăni. O hârtie blestemată schimbă omul dintr-o dată. Banii, banii de n-ar fi, frații nu s-ar dușmăni. O hârtie blestemată schimbă omul dintr-o dată. Și ai tăi ani nu-i poți cumpăra cu bani. Dacă ai bani o duci bine și poți avea orice în lume. Dar viața și ai tăi ani nu-i poți cumpăra cu bani. Banii, banii de n-ar fi, frații nu s-ar dușmăni. O hârtie blestemată schimbă omul dintr-o dată. Banii, banii de n-ar fi, frații nu s-ar dușmăni.
Vreau să te fac fericită, să crești mare, sănătoasă și să ai noroc în viață. Fata mea, fetiță mică, vreau să te fac fericită, să crești mare, sănătoasă și să ai noroc în viață. Fata mea, sufletul meu, un dar de la Dumnezeu, o steluță între stele, e comoara vieții mele. Fata mea, sufletul meu, un dar de la Dumnezeu, o steluță între stele, e comoara vieții mele. Da. Bravo. Orice copil este, bravo, comoara vieții fiecăruia dintre noi părinții, motiv pentru care îmi doresc din tot sufletul ca mai ales acest cântec să ajungă în familia domnului viceprimar al municipiului Giurgiu, Vladu Alexandru, un om deosebit, un om, chiar dacă este mai mic ca mine cu câțiva ani, am avut multe de învățat, am învățat să fiu mai ponderat, să fiu mai echilibrat, să nu mai ies cu pieptul în față de multe ori, pentru că înțelepciunea este lucru cel mai bun pentru fiecare dintre noi. Și spuneam că dacă vă lăudați prin cântec că aveți o fetiță, și domnia sa are o fată, mare onoră, frumoasă, doctoriță stomatolog Cristina, pe care o salut dacă se uită la noi, mai și are noi. Și o doamnă și deosebită, doamna Vladu, toată emisiunea pentru dumneavoastră, cu să fie drag pentru mama dumneavoastră, respectiv soacra domnului viceprimar, și nu în ultimul rând pentru Claudiu, prietenul meu de cafea. Dacă Dumnezeu ne ajută să avem timp pentru domnul viceprimar, pentru domnul primar, o să cânt mai către final un cântec cu primarul. Doamne ajută! Pentru că acel cântec l-am înregistrat, să l-am la spectacole, și este înregistrat cu instrumente electronice, pentru că la spectacole știți cum mai stau lucrurile. Da. Și majoritatea spectacolele se dau cu org și așa, și mi-am permis să fac și un material cu org, să l-am pentru spectacole, bineînțeles. De divertisment. Și, exact, de divertisment. Vreau să mai spun că sunt mândru că sunt în grupul de prieteni al domnului vice Vladu. Îi mulțumesc pentru acest lucru și vă spun cu toată sinceritatea, încă o dată mă repet, suntem în săptămâna luminată, acestui om parcă această calitate de viceprimar i-a dăruit-o Dumnezeu ca o răsplată a sufletului său. De ce spun asta? Pentru că dacă programul de lucru în primărie este ora 8, de cele mai multe ori la domnia sa, ora de începere înseamnă cu mult până în răsăritul zorilor, și acum, târziu, ajunge acasă, unde se mai ocupă și de restul treburilor gospodărești. În schimb, spuneam că are o soție minunată, îl înțelege, îl sprijină și este foarte, foarte aproape. Eu mă mândresc, încă o dată spun acest lucru, cu prietenia dumneavoastră, domnule vice, și îmi doresc să pot să fac și eu ceva frumos pentru dumneavoastră, ca o răsplată la multele lucruri frumoase pe care le-ați făcut pentru mine și pentru familia mea. Da, nu mai avem un alt telespectator. Alo? Bună seara! Bună seara! Sunt Tolui Alexandru din Comuna Vedea, județul Giurgiu. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Aș dori să fac și eu toată mapa muzicală pentru mă... Olteanu Elena, da? Special pentru bunicii mei, Ciogui Ana și Ciogui Nicolae, care urmăresc această emisiune frumoasă, și vă respect cu stimă și îți dă o creme și cât mai multe emisiuni. Mulțumesc frumos! Doamne ajută! Mulțumesc! Vă asigur că emisiunea noastră, spuneam în alte emisiuni, va mai fi prezentă pentru dumneavoastră, iubitorii folclorului, încă 53 de ani, adică până la 100 4 ani, că am ridicat începând de anul acesta ștacheta la 104 ani. Așa vi s-a deschis cartea. Da, vreau să trăiesc mai mult decât nașa care m-a botezat. Ea a trăit 103, să dea Dumnezeu. Trăiesc 104. Și până atunci să ne tot invitați. Cu siguranță, cel puțin Dumnezeu. O dată pe trimestru, da? Mai avem un alt telespectator. Alo, bună seara! Bună seara, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. La mulți ani. Adevărat a înviat. Domnul vice. Adevărat a înviat, domnul vice. Adevărat a înviat,
o bucurie ca în fiecare miercuri seară să mă uit la TV Giurgiu, la domnul Clement, domnul Ilie Clement, prietenul meu și prietenul giurgiuvenilor. Și prietenul nostru al soliștilor. Și prietenul nostru. Eu vreau să m-a emoționat un pic ca de fiecare dată când vorbește de mine și de familia mea. Cu sinceritate, domnul vice. Prietenia dumnealui. Suntem pe aceeași lungime de unde și asta ne unește, zic eu. Îl felicit pentru emisiunile acestea care le face în fiecare săptămână cu reprezentanța folclorului românesc. Și de fiecare dată aduce în fața televizorilor oameni care se ocupă de folclor și care duc mai departe datele acestea românești, care sper eu ca să nu se termine niciodată. Folclorul este un mod de a transmite din generație în generație ce este mai frumos pentru tradiția populară a acestei țări. Și este balsamul sufletelor noastre, domnul viceprimar. Este adevărat și vă felicit că dumneavoastră, ca reprezentanța ai folclorului românesc, duceți mai departe cântecele românești care, să transmit așa din generație în generație, sunt cântece foarte frumoase și cântece vechi, dar și cântecele noi care apar. Vă felicit, îl felicit pe domnul Clement Ilie, care este inima acestui segment de activitate în Giurgiu și toată lumea îl cunoaște ca reprezentantul folclorului românesc și la nivel național este foarte cunoscut, îl felicităm. Mă mândresc cu prietenia dumnealui, același respect îl port și eu pentru dumnealui, să dea Dumnezeu multă sănătate și pentru dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Și pentru toți telespectatorii postului de televiziune Giurgiu TV. Mulțumim. Mulțumim, domnul vice, și rămâneți alături de noi și bucurați-vă așa cum ne bucurăm în fiecare seară. Miercuri, și vedeți, doamna Aurelia Tistuleasa are o piesă cu dedicație. Să fiți atenți și eventual să-i urmați sfatul care vi-l transmite prin cântec. Doamna Aurelia, ia pregătiți-vă și dumneavoastră de cântat. Da? Eu mai citesc din mesaje până când dumneavoastră ajungeți la locul de cântat. Bună seara, domnul Clement, sunt Cristina Bigică din Vedea. Dedic toate melodiile din această seară mamei mele, Florentina Bigică, care pe 14 aprilie, adică ieri, am primit o frumoasă vârstă de 35 de ani cu mesajul la mulți ani, mami. Multă, multă sănătate. La mulți ani și din partea noastră. Ce frumos că, iată, în a treia zi de Paște, un om este sărbătorit la zi de naștere. Bună seara! Aș vrea să dedic toate melodiile din această seară pentru părinții mei, Mariana și Viorel Buzăran, din comuna Gogoșari, din partea fiicei lor, Ana Maria. Vă pup și vă iubesc! Probabil că ne pupați și ne iubiți și pe noi, domnișoară, da? Și în dar pentru fiecare, alte două cântece de voie bună, cântece de la sufletul Aureliei Tistuleasa pentru noi, giurgiuveni, și nu numai. Dragă-mi este casă când omului de pe pământ și săracii necăjit și bogat și fericit. Nu-mi urez astăzi la mulți ani sănătate, lume și mulți bani. Nu-mi urez astăzi la mulți ani sănătate, lume și mulți bani. Pentru fiecare cântecul e o alinare. Lume îți urez astăzi la mulți ani sănătate, lume și mulți bani. Lume îți urez astăzi la mulți ani sănătate, lume și mulți bani.
aș vrea lume să ciocni, amândouă să vorbi. Lume îți urez astăzi la mulți ani, sănătate, lume și mulți bani. Lume îți urez astăzi la mulți ani, sănătate, lume și mulți bani. Aurica azi vă cântă și durerea vă arlintă, cântecul la voi să zboare, să uitați de supărare. Lume îți urez astăzi la mulți ani, sănătate, lume și mulți bani. Haideți lume dragă să ne veselim și cu toții lume fericiți să fim. Lume îți urez astăzi la mulți ani, sănătate, lume și mulți bani. Haideți lume dragă să ne veselim și cu toții lume fericiți să fim. Spuneam că mi-e greu tare, tu spuneam
și viața te-a răsplătit. Ionicuță te-a iertat, dar nu te-a iertat viața. Să ne bucurăm și de aceste cântece, dragi prieteni, aduse anume pentru noi de doamnele Aurelia Tistuleasa și respectiv Marlena Cenușe. Hristos a înviat, felicitări pentru emisiune, semnează Petronela Sândulescu. Adevărat a înviat doamna Sândulescu, vă mulțumim încă o dată pentru cafeaua nemaipomenită pe care am servit-o cu cele două invitate foarte din bună, această seară bună. Și cu fiul Marlenei Cenușe la cafeneaua dumneavoastră, unde de fiecare dată ne simțim extraordinar de bine. Mulțumesc încă o dată domnului Adrian Cândea, personalului de la Brutăria Pâinilă, pentru răsfățul în produse tradiționale românești și grija pe care o poartă ca miercuri dimineață să mă sune și să mă întrebe: ai emisiune în această seară? Da, Adi. Păi să ne apucăm de treabă, să fie frumos și să bucurăm oamenii cu cele mai frumoase și gustoase produse de panificație. Eu trebuie să spun, domnul Clement, pentru că până la acești ani ai mei am fost pe la toate televiziunile României. Doamne, dar toți spuneți de anii mei, dumneavoastră nu aveți decât 21. Pe jumătate de picior. Să dea Dumnezeu să ne aveți încă de 5 ori. Dar la nicio televiziune n-am văzut așa un aranjament deosebit. Să-i dea Dumnezeu multă sănătate și de fiecare dată să se poată, cum să spun, o strădui din puterile dumnealui să facă ceva pentru această televiziune. Super, este un super prieten al nostru, este un prieten al tăienilor. Da, merită cu merită desăvârșire, cu da. Da, chiar dacă nu-i place ceea ce spunem noi acum. Păi nu, dar noi ne spunem părerile noastre. Modestie, da, o face fără prea multă, să-i fie prea multe laude aduse pentru gestul. E un adevăr, nu e o laudă. Da, nu e un lucru firesc pe care îl face. Sigur, de altfel, da. Și apreciază că este mai bine să nu știe nimeni de toate aceste produse. Da, dar nu putem... poți, pentru că eu stau aici cu nasul în mirosul ăsta, superb, de-abia aștept din cornulețele astea, de-abia aștept. Să știți, domnule, vreau să fac și o precizare aici. Eu vreau să cred că domnul pe care dumneavoastră îl prezentați, Adi Cândea, domnul Adi Cândea, de fapt ceea ce aduce aici în platoul dumneavoastră este este o parte din sufletul domniei sale pe care vrea să-l prezinte oamenilor, celor care au ochi să vadă bunătatea sufletească pe care o are domnul Adi. Și vreau să vă mai spun un lucru. Deci toate produsele, de exemplu acum este ora închiderii, și au rămas produse pentru că nu poate să estimeze în proporție de 100% vânzarea. Tot ce rămâne în această seară după ora de închidere pleacă la azilele de bătrân, la casele de copii, pe care le oferă cu termen de garanție, cu certificat de garanție, cu titlul de gratuitate. Și să știți că nu sunt puține produsele pe care le duce, și asta în fiecare zi. Ori rar găsești oameni ca Adrian Cândea. Așa este. Foarte rar. Foarte rar, pentru că știți, deci, noi am început să, adică mi se pare că nu mai vedem necazurile celor din jurul nostru, nu ne mai pasă de absolut nimeni, suntem așa într-un haos total și uităm să dăruim celor care nu au, celor care n-au ajuns în viața asta, n-au fost la fel de norocoși ca și noi, pentru că toți venim de la țară, de undeva, și am uitat că acolo se păstrează tradiția cel mai bine, acolo sunt oamenii cu sufletul acela curat, minunat. La oraș, și din puținul lui, da, îți oferă și ție cu tot dragul. Asta am observat la țară, eu mi-am sărbătorit evenimentele din ultima perioadă și sărbătorile de Paște la țară. Da, unde la țară? Sunt din comuna Slobozia, județul Argeș. Și pe noi de ce nu ne chemați Marlena? De acum încolo cu film, sigur. Liviu, cu Minel Boboc, care joacă și filmează, cu băieții din regie, cu George, cu Emi, cu Taifas. Cu mare drag. Să știți că deși stau în oraș de foarte mult timp, stau în Pitești de foarte mult timp, oamenii sunt foarte schimbați și pe stradă, în oraș.
nu le mai pasă de ceea ce se întâmplă în jurul lor. La țară au rămas poate aceiași... și sărăcia, să știți Marlena, că se poate, dar la țară au rămas aceiași oameni care, dacă au o pâine în casă, știu să dăruiască măcar jumătate celor care nu au și nu-și permit, poate. Dar din repertoriul tău poți să ne rupi acolo două piese să ne le cânti? Sigur că da, aș vrea să vă cer și permisiune, am primit și un mesaj, am niște prieteni foarte dragi aici în Giurgiu, Mădălina și Marian Vâlcu. Și îi salutăm și noi dacă da, se uită. Se uită, mi-au dat mesaj și sper că am ales eu acolo o piesă specială pentru el și pentru cei care au plecat de la țară. La țară înfloresc toți pomii pentru că este primăvară și chiar înfloresc toți pomii. Nu este o piesă a mea și fac precizarea asta, este din alt repertoriu. O cânt cu toată inima pentru Marian. Lucrează la jandarmerie aici în Giurgiu și este chiar un coleg și cu soția și le dedic această melodie pentru că ei vin la Pitești și stau. Cum și eu să vin mâine la Pitești. Și-au petrecut sărbătorile pascale la Pitești și acum ai părăs, bineînțeles. E, nu, și dar sunt e bine niște prieteni că sărbătoarea asta dragi, să ne mai întâlnim, să mai uităm și de rele, să mai uităm și de păcatele care le mai facem, fie că sunt cu gura sau cu fapta. Exact asta spuneam. Fiecare, toți am plecat de undeva, de la țară sau de undeva, de la un nivel, poate unii au ajuns mai sus, cu mai mult noroc, cu mai mult ajutor de la Dumnezeu, de ce nu? Dar nu trebuie să vă uităm să privim în jos, de acolo de unde am plecat și pe cei care... Și eu am avut noroc în viață să am un prieten drag pe care îl iubesc ca pe al treilea copil al meu. Este vorba de... Pregătiți-vă de cântat între timp. Este vorba de George Pălălău, consilier județean la Consiliul Județean din Giurgiu. Un prieten care mi-a fost alături de foarte multe ori în organizarea unor evenimente caritabile și tot așa ca și Adrian Cândea, nu trăgeam de el să urce pe scenă, să-l vadă lumea pentru tot ce a făcut în organizarea acelui eveniment și știți foarte bine că nu este da, lucru puțin. Știu. Și nu este ușor să aduci 15 artiști într-un spectacol, să te ocupi de decor, de ambient, de primirea artiștilor, de da, sunt multe probleme repertoriului pe care urmează să-l aducă în fața publicului. Mulțumesc, George, dacă te uiți, o salut și pe Ada și pe Darius și pe mama ta și pe cine mai ai tu și să știi că chiar sunt mândru că sunt prieten cu tine. De aceea două cântece de la Marlena Cenușe. Lumea
pleca cândva pe jos dintr-un sat uitat de lume, dintr-un loc așa frumos unde m-aș întoarce mâine. Am plecat cândva de jos dintr-un sat uitat de lume, dintr-un loc așa frumos unde m-aș întoarce mâine. Cum a fost
cântece frumoase aduse de Marlena Cenușe, dragi prieteni. Mai avem două, sau mai bine zis, haideți să luăm un telefon, că să nu-i prelungim prea mult așteptarea telespectatorului. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Clemen! Sărut mâna, mamaie! Bună seara, îți mulțumesc pentru domnii frumoase care mi le-a adus în această seară. Vă pupăm, vă pupăm, sănătate! Mamaia lui Gelu Voic! M-a făcut domnul Clemen, m-a făcut prăsua care emisiune. Mulțumim. De ce, mamai? Nu mai am cuvinte să mai vorbesc, vă rog frumos să mă credeți. De ce? Aveți melodii foarte frumoase care ne-a înțeles la suflet cântecele dumneavoastră. Mamaie, ca și nepotul dumneavoastră, Gelu, când noi mai fi pe pământ, veniți la mormântul meu. L-ați auzit cântecul ăla, da? Da, doamnă. Ați văzut cum le compun ca și Gelu, pe loc. Da, mama, e altceva? Vă mulțumim, doamnă, vă mulțumim. Să trăiți, să fii sănătoasă. Și să mă dau și eu câteva dedicăți, domnul comisar. Da, mama, e să poate. Vreau să dau pentru Negoiescu Florian. Da. Pentru Mirea Nicolae. Pentru Creasă Costel. Pentru Jurubită Ileana, pentru Gelu Voicu, pentru Edi Leancă, că e cântăreții mei iubiți și preferați. Așa să fie. Pentru Coana Petruța și pentru soțul ei, că e bolnăzior și îi doresc o sănătoșire gramnică. Și așa pentru dumneavoastră, mamaie, și pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamne, vă mulțumesc. Doamne, să trăiți, că sunteți nemaipomenite de frumoase. Să rămână. Să rămână. Dacă domnul Clemen ne mai cheamă, mai venim. N-am putut să văd așa costume frumoase ce aveți, doamne. Mulțumim, să rămână. Domnul Clemen, pentru ce ne va duce la emisiunea lui aici. Mă bucur, mamaie, că îți place. Mă bucur că toți jujuvenii se uită. Și înseamnă că și munca că reușit noastră să-i mulțumiți. Este făcută în zadar. Nu o fac singur, o fac o întreagă echipă cu Liviu, cu Voican, cu Luminel Boboc, cu Emil de la Sunet, cu o întreagă echipă. George de la Butoane, cu Taifas, Ion și mulți, mulți. Dar alții. Aveți niște băieți profesioniști. Da, așa este. Am ținut să vă spun, pentru că, iară mă repet, la televiziuni cu renume nu sunt așa cameramani specializați în ale filmării. Știu să ia cadre, știu să da, știu, sunt foarte, imaginea. Foarte pricepuți. Am primit un mesaj de la nepotul meu. Așa. Pentru tataie Lili Clement, te iubesc, David Țogoie din Giurgiu. Te salut, să David. Să trăiești, mami. Și să știi că în buzunarul drept mai am niște fise de alea care le bași tu în pușculiță și în buzunarul stâng mai am de 50 de bani. Niște fise de alea de hârtie. Te aștept mâine să că ești în vacanță, să vii să mă ușurez de ei, că știu că îți plac banii, să-i pui acolo în pușculiță, să-ți cumperi. Dar nu e suficient să-i placă banul. Nu. Să știe să-l și rostuiască. E mic, are 5 ani și ori. Nu, că dacă de mic, prea multe. Știu, atunci avea doar 2 ani. Da. Când am fost noi la altă televiziune. Da. Mai sunt mesaje, dedic toate melodiile din această seară fetițelor mele pe care le iubesc foarte mult. E un mesaj nesemnat. Să vă trăiască fetițele, să vă bucurați de ele. Bună seara, domnule Clemen, vreau să fie toate melodiile pentru Florian Bădui și soția lui Jenica. Așa să fie. Bună seara, domnul Clemen, dedic toate melodiile din această seară părinților mei, Flori și Costel Diga. Vă iubesc mult. Iubiți-i cât aveți în viață, cât tare rău e când nu mai sunt. Da. Îl salut din nou pe domnul George Pălălău, pe Ada, pe Darius, un fotbalist în formare, pe mama lui, știu că se uită la noi. Sunt mândru de prietenia lui George, îl consider al treilea copil al meu, am mai spus-o și îmi place să spun acest lucru, la fel cum îl iubesc și pe Claudiu Vladu, băiatul domnului viceprimar Alexandru Vladu. Vreau să dedic încă o dată toate melodiile din această seară
împreună cu mulțumirile mele domnului Adrian Cândea de la Brutăria. A, păi vroia, uite, asta vreau, mi-ați luat vorba din gură. Vă rog atunci. Tot ce a mai rămas să cântăm noi, vreau să le dedic domnului Adrian și aș vrea să trecem pe la dumnealui, pe la Brutărie, că, păi, domnul... când plecăm acasă, pentru că m-a nebunit mirosul ăsta aici și de preparatele dumnealui se vorbește și la noi la Pitești, da? Să știți, da? Da? Deci de omul care are mâini de aur se vorbește peste tot. De omul leneș mai, mai puțin. Și... omul simțește locul. Bine, ziceți dumneavoastră. Și totodată aceste ultime două cântece pe care eu le mai interpretez, ultimul e cu primarul. Domnul viceprimar, stați cu ochii pe mine și ce spun eu acolo, așa să faceți. Adică? Nu, las în suspans. Dacă eu îi spun ce, ia, ce am în cânte, prea mult suspans, gata, așa să fie. Eu mai citesc mesaje. Au început să apară și mai multe colegii să străduiesc să și butoneze acolo prin regie, dar să ne și trimită mesaje. Cele care nu le citesc, dragii mei, apar pe ecranul televizorului și urmăriți-le, că pentru dumneavoastră sunt toate aceste eforturi. Bună seara, domnul Clemen, vreau ca toate melodiile din această seară să fie pentru nașii noștri, Mița și Petre, Piperea cu drag Florica, Hristos a înviat, adevărat a înviat. O emisiune deosebită pentru Giurgiuveni. Salutăm revenirea ei pe micul ecran. Semnează George Părălău. Te salutăm, George. Emisiunea revine, dacă vrei, în fiecare seară de miercuri, cu mici excepții când din motive obiective nu putem să fim în direct, da? Și atunci recurgem la o reluare. Însă, după cum știi, noi suntem în fiecare seară de miercuri în proporție de 98% prezenți aici, cu mențiunea făcută pe televizor direct, așa cum ești și tu în direct cu noi. O spun public, mi-ești drag și te iubesc cu tot sufletul meu, ca pe copilul meu. Alo, bună seara! Alo! Da? Bună seara! Bună seara! Domnul Clement? Eu sunt. Cu domnul Clement aș vrea să... Da, eu sunt. Dumneavoastră sunteți? Da. Domnul Clement, vă rog din suflet să mă iertați că v-am deranjat. Nu e un deranj. Care o iubesc foarte mult. Și la emisiunea dumneavoastră am văzut totdeauna o doamnă care se numește Macarie, Macarie, Macarie. Macarie Cristina. Macarie Costel a fost colegul meu cel... Eu am 75 de ani. Să fii sănătos. Macarie Costel, nu știu, o fi Tasu, o fi... Dar prea spre adună cu el. Macarie Costel a fost cu el acules la porumb și l-a călcat autobuzul și a murit în fața mea. Oh, păcat. Cum era atunci. Și de asta nu vreau să deranjeze, îmi place emisiunea. Îmi pare rău că ne dați o astfel de veste. Alo? Da, vă auzim. Spuneam că îmi pare rău de ceea ce ne-ați spus. Da, și vă spun, am 75 de ani. Mulți înainte. 55 de ani de șoferie, 22 de ani la salvare și la morgă cu doctorul Pinciu. Și cu Costel am fost colegi și prieteni și nu trebuia să vă deranjez acum, dar nu, când o văd vorbind, nu știu, mă întoarce pe dos că tata lui a murit lângă mine, în ochii mei, l-a călcat roțile autobuzului, l-a culez la porumb. Ferească Dumnezeu! Eu vă mulțumesc pentru telefon, rămâneți alături de noi și dacă vă place emisiunea, chiar ne bucurăm, domnul... Mă uit, dar cum pot să o găsesc să vorbesc cu dumneavoastră? Lăsați-mă să mă interesez, să găsim o posibilitate și încerc să iau legătura cu dumneavoastră să vedem, poate rezolvăm această problemă. Auziți? Vă rog. Că nu sunt un om de... Nu știu ce am lucrat, am fată medic la neurologie, am nepoțica mea farmacistă la Catena în piață, am nepot student
la farmacie veterinară, adică sunt un om serios. Nu? Dar nu am pus la îndoială, Doamne ferește, cele spuse de dumneavoastră sau să fiu duplicitar. Da, dar totdeauna am fost, aoleu, când o vedeam vorbind, murentă, seamănă rău de tot cu dușul, o fi tasă, o fi... Mai vorbim, mai vorbim, încercăm să rezolvăm această problemă. Da. Și rămâneți alături de noi cu alte... Da, nici eu vă mulțumesc frumos. Să fiți sănătos, viață lungă. Nu e supărare. Să-i dăm drumul cântecului, dragi prieteni, cu doamna Aurelia Florea Tistuleasa. Vreau cu prieten și dușman și nu mă gândesc la bani, și nu mă gândesc la bani. Pune crâșmăriță vin, cu toată lumea să închin, cu toată lumea să închin. Cântăm lăutare că ți-oi da mulți bani, vreau să-mi cinstesc pe ai mei dușmani. Cântăm lăutare că ți-oi da mulți bani, vreau să-mi cinstesc pe ai mei dușmani. Stau la masă și-mi petrec, să uit zilele cum trec, și să-mi cânte lăutarii, vreau să-mi cinstez dușmanii. Beau pahar după pahar, arunc banda de utar, arunc banda de utar. Pune crâșmăriță vin, cu toată lumea să-nchin, cu toată lumea să-nchin. Ți-oi da mulți bani, vreau să-mi cinstesc pe ai mei dușmani. Cântă-mi lăutare că ți-oi da mulți bani, vreau să-mi cinstesc pe ai mei dușmani. Astăzi beau și mâine beau, se mai miră dușmanii, de unde-mi fac eu banii. Vreau să-mi cânte lăutarii, să se oftice dușmanii, să se oftice dușmanii. Pune crâșmăriță vin, cu toată lumea să-nchin, cu toată lumea să-nchin. Cântă-mi lăutare că ți-oi da mulți bani, vreau să-mi cinstesc pe ai mei dușmani. Ți-oi da mulți bani, vreau să-mi cinstesc pe ai mei dușmani. Bea, omule, și-ți petrece, tu nu vezi că viața trece.
mândre de folos. Din fete la primărie și îți dau gurița ție. Măi primare, măi primare, ai grijă de fiecare. Dar vin mândre tinerele, ai grijă ce faci cu ele. Măi primare, măi primare, ai grijă de fiecare. Dar vin mândre tinerele, ai grijă ce faci cu ele. Vadă ce e pe glie, să iubească o mărie. Se bagă în lăstăriș și iubește pe furiș. Iubește cu patimă, pune foc la inimă. Măi primare, măi primare, ai grijă de fiecare. Că vin mândre tinerele, ai grijă ce faci cu ele. Măi primare, măi primare, ai grijă de fiecare. Să vin mândre tinerele, ai grijă ce faci cu ele. Primare de dracu, dai mai bine în primărie, dacă vrei să-ți fie bine. Măi primare, măi primare, ai grijă de fiecare. Că vin mândre tinerele, ai grijă ce faci cu ele. Măi primare, măi primare, ai grijă de fiecare. Că vin mândre tinerele, ai grijă ce faci cu ele. Ți-e gândul ca să muncești, ori ți-e gândul să iubești. Dacă te află nevasta, pe unde mai spus cămașa, dă-o încolo de mărie și-ai grijă de primărie. Măi primare, măi primare, ai grijă de fiecare. Că vin mândre tinerele, ai grijă ce faci cu ele. Măi primare, măi primare, ai grijă de fiecare. Dă-l încolo de iubit și apucă-te de muncit. Da, piesă cu primarul destul de frumoasă, însă dacă tot ați făcut-o ca dedicație domnului vice Vlad. Domnului vice primar, pentru că din spusele dumneavoastră am înțeles că este tânăr și știți cum e la omul tânăr cu funcție, fetele frumoase roiesc precum albinele la stup. Ei, vreau să vă spun că atât cât îl cunosc eu, este un om integru, dar are o soție foarte, foarte înțelegătoare. Care... Îl excludem pe dâns. Vorbim la mod general, da, nu. Da. Pentru alții poate este. Da, valabil. Da, nu, nu. Oricum, în numele domniei sale vă mulțumesc că cu tot dragul, cu tot dragul. Și să-l salutăm este și pe telespectatori. Este o piesă satirică, da, e adevărat, da, de voie bună, de petrecere, da. Sigur că da. Mai avem un telespectator pe fir. Alo, bună seara. Era domnul Clement, doamna Petruța la telefon. Sărut mâna, doamnă, gânduri bune soțului dumneavoastră. Mulțumesc și lui mamaia lui Gelu Voicu că mi-a adresat adineori cuvinte frumoase. Nu pot să stau departe de muzică, toate trec în viață, toate se aranjează cu voia lui Dumnezeu și cu... Dumnezeu are putere multă, doamnă, și o să fie alături de dumneavoastră. E cel mai frumos destin pe care îl avem în casele noastre. Eu v-am ascultat și chiar dacă n-am încă săptămânile astea,
Dar știți cum, am fost și prin spital și acasă și nu am prea avut timp. Dar doamnele m-au încântat foarte frumos. Doamne, știți că avem oameni de nedoși din orașul nostru, așa cum ne promovează domnul Clemen, dar prin dumnealui multă lume din țara asta care iubește folclorul. Aude și de orașul nostru că avem conducători așa de ispravă. Pe domnul Clement îl aveți un om de nădejde al orașului și al județului, Giurgiu. Și chiar dacă domnul primar nu e Giurgiu Veanu, un băiat de toată isprava. Da. Și vă mulțumim frumos pentru cântecele frumoase și cum vă mulțumesc așa de frumos, mulțumim. Foarte frumos. Eu iubesc muzică populară, nu mai pot de drag. Să rămână. Da. Să fiți sănătoase și să vă dă Dumnezeu succes. Că încă sunteți la apogeu. Știți ce ne place nouă. Mulțumim frumos, mulțumim. Să rămână. Vă mulțumesc foarte mult. Ne bucurăm că v-a plăcut. Și noi vă mulțumim, doamna Petruța, că ați găsit timpul material să intrați în legătură cu noi. Noi suntem cu sufletul lângă dumneavoastră, lângă soțul dumneavoastră și mulțumim. Cu rugăminte, cu rugă către Dumnezeu, cu puterea lui cea mare, am convingerea că soțul o să fie bine și o să vă bucurați de viață împreună, așa cum ați făcut-o zeci de ani de când v-ați căsătorit și până foarte prezent. Mult și dumneavoastră la fel. Doamne ajută! Gânduri bune la toți ei casei dumneavoastră. Da, doamna Petruța Micu este o telespectatoare fidelă, a avut o cumpănă cu soțul, da. A trebuit să suporte și o intervenție chirurgicală pe cord, mă rog, lucruri asta. Grele pentru sufletul omului, da. Dar am nădejdea că Dumnezeu va fi aproape de această familie frumoasă, cetățeni de vază ai orașului nostru. Pentru soacra mea Leana și socrul meu Florea Peța și pentru soțul meu Florin, precum și băiatului nostru, pe care îl iubesc foarte mult, gânduri bune, semnează Florica. Bună seara, domnul Clemen, de dictate melodiile din această seară, soțului meu iubit, Adrian Craiciu. Să vă trăiască, doamnă. Doamna Marlena, pregătiți-vă de cântat. Sunt ultimile piese și ale domnii voastre. Până atunci eu mai citesc alte câteva mesaje. Toate melodiile să fie pentru nașii noștri de colonie, Cristi și Mimi, Epure din Giurgiu, din partea finilor Florica și Florin Pețoiu. Bună seara, domnul Clement, următoarea melodie să fie pentru fratele meu Gelu din comuna Gogoșar. Le oferim pe toate, doamnă, care au fost 14 și cu două care urmează de la Marlena Cenușe, să fie pentru dumneavoastră, pentru toți iubitorii de cântec popular, pentru domnul vice Vladu, pentru domnul consilier George Pălălău, pentru brutăria pâinilă, pentru... pentru brutărie. Domnul Adi, dacă ne auziți, venim la dumneavoastră, dacă mai aveți deschis. Pentru Petronela Sândulescu, pentru Aura Stan și Nuțile Ceanu de la florăria Lili. Deci să o urmărim, așadar, dragi prieteni, încheierea emisiunii pe Marlena Cenușe cu alte două piese frumoase din vastul său repertoriu muzical. Verde, verde, trei migdale, curge argeșul liniștit pe vale, lacrimile-mi curg pe obraz ușor și mi-aduce în suflet iar un mare dor, dorul de copilărie și de satul din câmpie, și de satul din câmpie, și mă așteaptă părinții plângând la poartă, părinții plângând la poartă. Sanele
desparte și traiul e greu, dar vreau să mă-ntorc iar în satul meu, măcar pentru o zi să stau lângă ei, că mi-e tare dor de părinții mei. Să-i sărut pe amândoi, să stau de vorbă cu ei, să stau de vorbă cu ei, of, că nu i-am văzut de mult. Să le spun ce-am mai făcut, să le spun ce-am mai făcut, mă. Tata plânge că e bătrâne și că n-a mai fost de mult pe la el. Plânge mama, plânge în colț de basma, dar e fericită că am ajuns la ea. Stai, fetița mea, la masă, că dorul greu ne apasă, că dorul greu ne apasă, of, și-am legănat trei fetițe și un băiat, și departe ați plecat, mă. Și mă roagă să nu-i uit că tare greu ne-au crescut, că tare greu ne-au crescut, of, să veniți toți patru acasă, că puterile ne lasă și bătrânețea ne apasă. Ți-am spus, inimă, ți-am spus, să iubești nu e de ajuns. Tu iubești după tine și pe mine mă îmbătrânești. Nu iubi ce nu-i al tău, că plângi și-ți pare rău. Nu primești cât tu ai dat și stai numai în oftat. Ți-am spus, inimă, ți-am spus, să iubești nu e de ajuns. Tu iubești după tine și pe mine mă îmbătrânești. Ți-am spus, inimă, ți-am spus, să iubești nu e de ajuns. Tu iubești după tine și pe mine mă îmbătrânești. Ți-am spus, inimă, ți-am spus,
iubești nu e de ajuns. Tu iubești după tine și pe mine mă îmbătrânești. Ți-am spus, inimă, ți-am spus, să iubești nu e de ajuns. Tu iubești după tine și pe mine mă îmbătrânești. Ce frumoase, dragii mei, din păcate ultimele din această seară, parcă timpul a zburat împotriva voinței noastre. Așa este. Două ore s-au scurs ca două minute. Doamna Aurelia, nu știm când a trecut. Doamna Marlena, acolo, peste sticlă, sunt mii de oameni care ne-au urmărit. Un gând pentru fiecare dintre dânsii. M-aș bucura dacă din tot repertoriul meu, măcar o piesă, un cântec, cum spun eu, nu o piesă, un cântec, dacă le-a rămas la suflet, măcar o strofă dintr-un cântec, dacă le-a rămas la suflet și dacă eu am reușit să intru la sufletul dumnealor cu textele mele care sunt compuse din creierii mei și din trăirile mele și din suferințele mele, dar și ale altora, sper să se regăsească fiecare la rândul în textele mele și dacă v-a simțit bine cu noi, aveți telefonul la îndemână, îl sunați pe domnul Clement și îi spuneți, mai chemați, mai aduceți-ne fetele acelea frumoase, zic eu, că noi ne lăudăm. Ce iar să eu mai spun că așa e. Și mă bucur nespus de mult. Mulțumesc tuturor care ne-au dat mesaje, care ne-au sunat la telefon. Le mulțumesc toate gândurile mele bune către dumneavoastră, cu sănătate, cu dăruire, cu tot ce doriți dumneavoastră să vi se împlinească. Vă zic în continuare să aveți clipe frumoase, liniștite lângă cei dragi și cu gândurile bune către Dumnezeu, că numai El le rânduie pe toate și El ne dă tot ceea ce noi ne propunem în gândurile noastre. Iar în continuare, dumneavoastră, domnul Clement, țin să vă mulțumesc din tot adâncul sufletului meu că v-ați gândit în această săptămână mare, plină de sfințenie, să ne invitați la această emisiune superbă, superbă. Așa cum am mai spus, mă repet, că televiziunile cu nume mari nu fac asemenea emisiuni cum le faceți dumneavoastră. Mulțumesc frumos de aprecieri, Marilena. Eu vreau să le spun telespectatorilor că dumneavoastră sunteți vinovat pentru seara aceasta, cred eu. Adică un vinovat pozitiv. Și aș vrea să vă mulțumesc încă o dată, să știți că acest decor și toate mulțumirile mele celor care au prezentat aceste produse, în speță domnului Adrian. Să știți că și pe Facebook o să postez toate fotografiile din emisiunea asta cu decorul acesta minunat. Vă mulțumesc dumneavoastră, le mulțumesc telespectatorilor și cu îngăduință, poate și altă dată, cu mai multă răbdare din partea dumneavoastră și a celor care promovează folclorul, pentru noi cei mai mici, care venim așa din urmă, să ne susțineți și pe noi, că avem mare nevoie. Și sfaturile dumneavoastră, să știți că rămân acolo în sufletul meu. Vreau să rămânem așa într-o relație de prietenie pe viață, pentru că ne unesc lucruri frumoase și oameni minunați. Vă asigur că așa va fi. În numele celor care ne-au urmărit timp de două ore aici la TV Giurgiu, în numele întregii echipe, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut să veniți în această seară la noi, să ne bucurați cu o parte doar din cântecele pe care le aveți în repertoriu. Așa să-i este. Mulțumesc fiului Marlenei Cenușe că și-a rupt o jumătate de zi, da, și îl mai așteaptă încă 200 de kilometri să vă ducă acasă cu bine. Eu am să vă țin prin telefon să știu că ați ajuns cu bine. Mulțumim. Să vă urăm gândurile cele mai bune, să fiți împlinite și profesional, și familial, și social, și din orice alt punct de vedere. Rămâneți iubite de noi, mulțumim, rămâneți apreciate de noi, vă asigur că veți mai poposi la Giurgiu, chiar dacă ne desparte o cale destul de lungă. Așa este. Da, Căpiteștiul nu este lângă Giurgiu,
Da? Ne-am simțit bine și continuăm să ne gândim pozitiv la dumneavoastră. Mulțumim. Așteptăm frumos să ne chemați cu drag și la alte petreceri ale orașului Giurgiu. Emisiunea noastră, dragi prieteni, așa cum știți, mâine la ora 11 este în reluare, sâmbătă în reluare, duminică în reluare. Deci avem 8 ore de emisiune de muzică populară, cum nicio altă televiziune, chiar și națională, nu acordă atâta atenție invitațiilor pe care le iau în emisiunile de muzică populară. Până săptămâna viitoare, Lili Clemen vă mulțumește încă o dată pentru atenție, iar miercuri, 22, ne vom întâlni cu un alt interpret de seamă din cântecul popular. Gânduri bune și la revedere!